Să vă spun vis-a-vis de evenimentul de astăzi că avem într-adevăr doi oaspeți de seamă, doi intelectuali de marcă ai României. Este vorba de doamna profesor universitar Mihaela Albu de la Craiova și domnul Dan Anghelescu, care se ocupă de un lucru extraordinar pentru cultura românească și anume de recuperarea literaturii exilului. O să vă rog să mă lăsați să stau jos, da, să vorbesc ceva mai mult. Literatura exilului nu a fost, deodată, dacă o să luați și o să citiți istoria literaturii lui Manolescu sau mai știu eu ce eseuri s-au făcut în zona asta, o să vedeți un lucru care ne caracterizează dintr-un anumit punct de vedere. Și n-a spune că românul e ingrat. Că românul nu este ingrat. Aș spune că anumiți oameni, anumiți intelectuali, anumiți oameni care sunt plătiți sau sunt în anumite simbrii politice, sunt ingrați. Pentru că vorbim de valori, de, ca să nu iei în seamă literatura exilului, deci să nu iei în momentul în care reușești și vrei să dai o imagine, o oglindă a ceea ce înseamnă literatura românească și să uiți de cei care, dintr-un motiv sau altul, au plecat. Nu și-au renegat țara, nu și-au uitat limba. Exact. Și atunci să nu iei în seamă înseamnă că ești, de fapt, un corp amputat. Poți să fii un corp care să nu ai... Manolescu a scos și ediția a doua. Și există literatura exilului? Nu. Nu. Nici nu mă așteptam. De fapt, eu am mari rezerve vis-a-vis de istoria literaturii a lui Manolescu, pe care am citit-o prima ediție și care nu este altceva decât o istorie a criticii. Deci, Manolescu nu are... cum să zic eu, răutatea unui critic adevărat care să spună punctul lui de vedere. Da, scriitorul ăla e bun, ăla este mai puțin bun, ăsta bâșbâie, deci nu face nicăieri chestia asta, tot timpul vine cu citate și cu exemple. Dacă nu mă credeți, spuneți mă și istoria literaturii și discutăm cu ea pe față. Nu e o provocare, că n-am treabă, eu respect, putea să ne fie și președinte. A fost ambigu. Da. Dar tema noastră nu este nici politică și nici domnul Manolescu. Vorbim despre literatura exilului și cei care, într-adevăr, se ocupă și... Ciprian, închide ușa. Și cei care se ocupă, într-adevăr, și au reușit de câțiva ani și au rezultate și fac ceva în zona recuperării, care mie mi se pare deosebit de importantă. Deci dacă vreți să asistați la un eveniment cultural în România, azi, aici, într-un mic spațiu, chiar e un eveniment cultural de importanță extraordinară pentru cultura română, sunt cei doi oaspeți, domnul Dan Anghelescu și doamna Mihaela Albu, care, într-adevăr, cu mijloace științifice, cu mijloace cu foarte multă abilitate, cu multă inteligență, au reușit și au declanșat acest fenomen. Nu e un fenomen, pentru că, în mod normal, lângă ei ar fi trebuit să sară, hai să nu băgăm Academia, dar să sară totuși Uniunea Scriitorilor, să mai sară așa niște asociații, ONG-uri sau împotrivă, da, sau și dau cu pietre, dar nu există suport din punctul acesta de vedere, chiar și faptul, mie mi se pare ingrat și nu e o critică, să mă înțelegeți bine, pentru Brașov, ca să vorbim de Baciu, având aici o casă memorială, avem și o reprezentantă, și să nu facem ceva acolo cu acest număr. Deci chestia asta, de fapt, nu e o pagubă a casei memoriale, nu e o vină a muzeului, e un merit al nostru. Așa. Și asta înseamnă că ceea ce se întâmplă și ceea ce discutăm astăzi aici se datorează tocmai acestui grup restrâns de intelectuali care au această capacitate de a-și rupe. E greu astăzi să te duci undeva, să fugi pentru o oră sau pentru câteva ore, e foarte greu să-ți iei din grijile zilei, îi spunem bun venit și lui Dan Anghelescu, și să vină într-adevăr în zona asta. Avem scaune aici. La un astfel de... Să văd ce fac ăștia în clădirea asta de patrimoniu. Și m-au ținut acolo și m-au dau cu apă, fac numai... O rotă de la acoperiș și au început să dărneze dubile. Deci... Vă dau o veste bună. N-au ajuns la seiful ăla care nu se poate deschide, da. Le la subsol. Scuzați. Și... Vreau să vă vorbesc despre calitatea aceasta intelectualilor adevărați, printre care vă numărați și dumneavoastră. Cu ani de zile în urmă, în presa franceză a apărut un eseu extraordinar, îmi pare rău că nu-i rețin numele acelei doamne, care face o demonstrație uluitoare. Ideea n-am mai regăsit-o niciodată la nimeni și demonstrează că, de fapt, cei care au dus standardul umanismului și cei care au dus standardul demnității și cei care au dus standardul libertății, nobilii de altă dată, noblețea, dacă vreți, în ansamblu ei, s-a pierdut. Dar nu s-a pierdut noblețea, s-au schimbat nobilii, spune doamna, și vorbește despre nobilii timpurilor noastre, articolul cred că are vreo 20 de ani, și se confirmă după opinia mea, și nobilii timpurilor noastre sunteți dumneavoastră, cei care aveți timp de carte, cei care aveți timp de spirit, cei care aveți preocupări deasupra materialității imediate și deasupra intereselor politice, egoiste sau de altă natură. Și îi dau, într-adevăr, dreptatea, ideea asta mi se pare, într-adevăr, extraordinară și e verificabilă. Bineînțeles că nu pot să incluz aici absolut toți intelectualii sau pe toți cei care, sub o formă sau alta, sunt plătiți sau sunt într-o slujbă sau fac anumite servicii, dar cei care se aleg și cei care se văd, se cunosc și, din aproape în aproape, se creează un fel de rețea, dacă vreți, nevăzută a acestei noblețe, acestei nobilimi. Să nu mi-o luați în nume de rău, dar ceea ce se întâmplă în momentul în care vorbești, și vă dau un exemplu, în momentul în care vorbești de un prieten al galeriei noastre și al nostru, academicianul Alexandru Surdu. Alexandru Surdu a scos acum, Academia a scos o carte, nu e omagială, nu e un omagiu cu pupături în fund, cum era la Ceaușescu, ci este o carte care, într-adevăr, face o inventariere a realizărilor lui. Și, odată cu această carte, acum câteva săptămâni, a venit cu o cărțulie mică, care se chema Monumente ale culturii românești. Mi-a dat-o seara și dimineața a zis să mi-o prezint. Prima dată m-am uitat la cărticică și zic ce l-o fi apucat pe academician să se apuce să adune niște ilustrate cu monumente ale culturale. Și, într-adevăr, cartea nu are decât o singură imagine, că imaginea este Poarta Sărutului și nu e întâmplătoare. Și cartea face o demonstrație. Este o idee care, dacă vreți, susține teza acelei franțuzoice de noblețe și susține chiar ideea care s-a pierdut în timp de umanism. Pentru că e un cuvânt inventat de Pictagora pe care noi cu timpul l-am golit de sens și l-am golit de valoare. Deci noi ne bătem cu cărămida în piept și încercăm să vorbim în numele umanității și să fim umani și să fim... Dar o facem din interese politice sau demagogice sau de alte natură. Sunt foarte puțini cei care cu adevărat au acțiuni umaniste. Ei bine, cartea aceasta, Monumentele culturii românești, al lui domnul Surdu, este o demonstrație. Ideea mi s-a părut genială. El spune că piramidele lui Kheops, și deci vorbim de nobilii de altă dată, nu sunt atât de perene și nu sunt atât de nu sunt de rezistență în fața timpului, cum sunt dialogurile lui Platon. Și lucrul acesta mi se pare mi se pare total adevărat. De ce? Pentru că vorbim aici de două lucruri diferite. Vorbim de materie și, într-adevăr, dacă ei și vom vrea să facem niște statui, niște monumente, poate că vom avea nevoie și de lucrurile astea, normal, ca o formulă de respect, dar ceea ce putem face și ceea ce facem și ceea ce face chiar Surdu pentru Plaga, pentru Noica, pentru adevărații mari intelectuale ai poporului nostru, colocviile, toate acele acțiuni culturale, asta e monumentul. El în sine, eu am descoperit că el în sine, Alexandru Surdu, e un monument al culturii românești. Cei care fac aici această muncă deosebit de grea și laborioasă și neplătită, vă spun eu că știu cum stau lucrurile, creează acest tip de monument cultural. Și de ce acest tip de monument cultural, care nu e material, are perenitate și are rezistență și poate să intre într-o zonă mult mai subtilă decât o înțelegem noi, pentru un lucru foarte simplu, pentru că mintea, gândirea, nu este corpuscul, este unda. Gândirea are capacități pe care noi și sunt aici oameni, filozofi și intelectuali, cu care putem discuta lucrul acesta ore întregi. Gândirea, într-adevăr, are capacități extraordinare. Și atâta timp că nu uităm că noi mai și gândim, și atâta timp că nu uităm să avem această putere de a ordona lucrurile, de a identifica demnitatea acolo unde există, de a identifica bunătatea, de a identifica lucrurile valoroase, vom reuși într-adevăr să oferim generației, că poate din cauza asta am ținut să veniți cu câțiva elevi aici care să preia măcar o idee sau două, sau măcar să ne înjure, să zic, uite, nebunii ăia s-au adunat la Cronart și ce-au făcut acolo? Au fumat. Un lucru ilegal în România. Această formulă nu e o formulă, că mult timp am crezut că e o formulă de rezistență, că rezistăm prin cultură. Nu! Este o formulă de existență. Sunteți cei care sunteți aici, cei care aveți preocupări dintre acestea, sunteți mult, infinit mai mult deasupra celor care împart averi, care împart vacanțe la Nisa, care împart mai știu eu ce teritorii și așa mai departe. Pentru că tipul acesta de atitudine, de gândire, nu o să apară niciodată la un om care are minte militară sau la un om care e pe o zonă strict economică. Și, repet, indiferent de formele de organizare a societăților, oculte sau mai puțin oculte, ceea ce e la suprafață, că lucrurile acestea nu sunt ascunse, nu sunt... E ce se spune în Biblie, adevărul e pe stradă, vorbește, trebuie numai să-l vezi. Deci lucrurile acestea există. Eu vă mulțumesc că existați, vă mulțumesc că ați venit astăzi aici și vreau să-i ascultăm pe cei doi invitații noștri. Mulțumesc!